că anul 2018 a fost un an al amânării din nou a planului urbanistic general, așa cum am spus, nu întâmplător, ci premeditat, pentru că, după cum ați văzut, anul acesta a fost cea mai mare sarabandă, poate cel mai mare festival de abuzuri urbanistice întâmplate în orașul nostru în ultimii 30 de ani. O tragedie în ce privește poluarea din municipiul Iași. Aveți evoluția depășirilor la poluantul PM10 în ultimii 3 ani, de la 70 de depășiri în 2016 la 183 de depășiri în 2017 și iată în acest an 233 de depășiri. Nu reușește primarul Iașului, oricât ar întinde orașul ăsta ca o gumă, să facă numărul de metri pătrați de spațiu verde per locuitor așa cum cere legea. Bode a mai reamintit astăzi și de Comisia Europeană, care a propus României un program de susținere de înlăturare a poluării prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru achiziția de autobuze electrice. Din păcate, Iașul a pierdut rușinos aceste fonduri. 12 milioane de euro trebuia să primim pentru autobuze electrice, electric hibrid sau pe gaz, CNG mai exact, probabil electrice conform a ceea ce s-a discutat la Ministerul Mediului. Asta este o noutate care a apărut săptămâna aceasta, găsiți pe portalul Ministerului Mediului toate datele. Adică, pe de o parte, poluăm orașul prin responsabilitate și pe de altă parte respingem pur și simplu o șansă să luăm autobuze electrice, să înlocuim flotele de diesel învechite și să oferim până la urmă și un transport civilizat ca oamenii să renunțe la a mai folosi mașina proprie într-un oraș deja sufocat. Marius Bodea a mai susținut astăzi că anul 2018 a fost un an în care administrația ieșeană și-a arătat incompetența profundă și prin pierderea a 67 de milioane de euro fonduri europene destinate infrastructurii.